Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni. Vă rog să-mi scuzați vocea, dar alta nu am astăzi. Am răcit, dar nu putem să pierdem evenimentul acesta, pentru că detaliem luna plină în Capricorn din ziua de 21 iulie. La previziunile generale ale lunii iulie v-am spus, la fiecare zodie în parte, unde se așează luna plină și cum vă afectează pe fiecare. Iar astăzi vă dau detalii despre această energie, care se așează pe gradul 29, un grad anaretic, karmic. Se așează pe semnul carierei, al seriozității, autorității, al responsabilității. În aceeași zi mai avem Soarele, Luna și Neptun, pe grad. În aretic 29. Planetele retrograde sunt Saturn, Neptun și Pluto, și în această zi nu se fac operații chirurgicale. Vă reamintesc pe Patreon, v-am postat efectele pe care le produce Marte în Taur, conjunct cu Uranus pe plan mondial, și v-am mai făcut și un material despre Saturn retrograd de la sfârșit de iunie. Până în 15 noiembrie acest an, cu remedii, mantre și ce se întâmplă în lume, dar și la nivel personal cu această poziționare. Este important să le citiți cu atenție, pentru că evenimentul pe care îl discutăm astăzi are legătură cu Saturn și cu energia de Capricorn. Deci, luna plină, pe semn cardinal, Capricorn, este una extrem de puternică. Nu numai pentru că este lună plină, ci pentru că este la 29 de grade, un grad karmic de urgență în care trebuie să finalizați ceva și nu vă este permis să trageți chiulul. De ce? Pentru că această lunație arată unde avem de lucrat la fundația vieții noastre, ca să o facem să fie cât mai solidă și să reziste cât mai mult timp. Ați mai avut o lună plină în Capricorn, în luna iunie. Dar aceea a fost la început de Capricorn, adică a fost la un grad. Iar cea de acum, e la sfârșitul zodiei Capricorn la 29 de grade. Deci, este o mare diferență între ele. Ce înseamnă că avem aceste grade anaretice pentru Soare, Lună și Neptun? Înseamnă că avem o urgență majoră în acest moment, că trebuie să încheiem un ciclu ca să poată să înceapă altul, mai nou. Mai înseamnă că trebuie să profităm de ultimele avantaje ale perioadei pe care trebuie să o încheiem, adică ceva ce este pe ultima sută de metri, cum se spune. De aceea, ziua este considerată a fi una dintre cele mai interesante. Ale anului, această lună plină. Ei, și locul unde se așează luna plină, acum este locul unde trecutul se întâlnește cu viitorul. Și este asemănată cu zeul roman Ianus, cel care simbolizează porțile prin care trebuie să trecem. Simbolizează sfârșitul și tranziția. Și dacă vă uitați, la poza din imaginea Zeului, o să vedeți că una din fețele sale se uită înapoi, și cealaltă față se uită spre înainte. Deci, cam acesta este mesajul lunii pline. Soarele este în opoziție cu luna și cu Pluto, deci energiile se bat între ele. Soarele trage într-o parte, și luna și cu Pluto exact în partea opusă. Deci o să fim dictatoriali, nemiloși, vom simți nevoia să ne arătăm puterea, vom avea tentația să-i manipulăm pe alții, mai ales voi cei care îl aveți pe Pluto, ca și planetă dominantă. Suntem testați să, ieșiți, să ieșim din zona de confort și să vedem cumva ce este dincolo de carapacea noastră. Pentru că cu siguranță mai este și altceva decât arătăm. Mercur este în cuadratură cu Marte și cu Uranus, ceea ce o să ne facă veșnic nemulțumiți. O să fim irascibili, ne sare așa țandăra din orice, putem avea exprimări verbale violente, calomnii, curaj inconștient, acțiuni necugetate, nonconformism, prea multă dorință de libertate și cumva veți merge contra curentului ne uităm la sarcasm, de asemenea cinism, și un dezechilibru în idei. Mai avem quadratura lui Neptun în pești. Adică vom naviga prin iluzii și prin decepții. Știți cum? Doar, doar să nu vedem realitatea așa cum este ea. De aceea este foarte important să stați cu picioarele pe pământ și să aveți discernământ și mai ales să fim capabili să îmbrățișăm transformarea ca fiind parte din viața noastră. Ei, și acum este momentul acestei schimbări. Acum, nu în altă zi. Deci cam aceasta este atmosfera zilei, cea în care noi trebuie să ne uităm la domeniile unde se așează luna plină, și asta v-am spus la previziunile lunare, și acolo trebuie să finalizați ceva. Nu uitați de gradul anaretic, de care vă spuneam mai devreme. Simbolul sabian al celor 29 de grade Capricorn este o femeie citind, profețind în frunze de ceai. Ce înseamnă asta? Păi, <coughs> interpretarea mesajului spiritual va ajunge la voi. Și ajunge la cei care ascultați acest material, nu? Simbolul mai înseamnă că așa cum este în cer, așa este și pe pământ. Să nu fim distrași de strălucirea unei suprafețe, ci să privim în profunzimea sa. Să armonizăm lumea văzută cu cea nevăzută și să ținem cont de vocea noastră interioară, pentru că ea este ghidată de către vocile Universului. Și apoi dacă ne uităm la gradul 30 Capricorn, adică imediat după această zi, vedem că simbolul Sabian este o ședință secretă între mai mari lumii. Punem accent pe cuvântul secret. Adică, o mare putere vine atunci când putem vedea ceea ce alții nu văd. Și este ceea ce eu vă spun de multă vreme, adică informația, dragii mei, este cea care contează. Și simbolul sp Sabian spune că un grup de indivizi Extrem de bine informați, formează împreună acea putere executivă care conduce lumea. În ciuda ascensiunii sau căderii guvernelor politice, a națiunilor, a blocurilor economice, aceștia pot vedea ceea ce marea masă a oamenilor nu văd. De aceea, când primiți informații, folosiți-vă de ele. Și nu le lăsați să treacă pe lângă voi, pentru că acesta este mesajul zilei. Îngerul zilei se numește Ecorim sau Îngerul Lutului. Așa cum știți, Capricornul, adică energia acestei luni pline, este guvernat de Saturn, care este retrograd și care face prăpăda acolo unde nu găsește disciplină, structură, eficiență. Muncă multă, țeluri pe termen lung și o direcție corectă. Deci, pe orice domenii va pica luna plină, pe acelea trebuie să le transformați în concordanță cu valorile lui Saturn. Trebuie să ne redefinim ca persoane, chiar dacă deciziile pe care trebuie să le luăm nu sunt ușoare. Energia este foarte provocatoare, dar și recompensatoare, acolo unde merităm în foarte puțin timp vom avea o conjuncție specială între Pluto și Lună, pentru că Pluto merge înapoi și Luna merge înainte foarte repede. Deci se vor întâlni, astfel că transformarea va fi intensificată de Pluto. Și ca să mai învățăm ceva nou pe ziua de astăzi, vă pun o imagine pe ecran și vedeți acolo în imagine pe Stix, care este un satelit natural al lui Pluto. Și el arată granița dintre lumea în care trăim și lumea subterană, nevăzută, cea dată de Pluto. De secretele intră în atribuțiile lui Pluto. În mitologia greacă, Styx era un rău. Răul Urii se mai numește. Și el separa lumea viilor de cea a morților. Și nu știu dacă știți, dar celebrul luptător Ahile a fost îmbăiat de mama sa în râul Stix, tocmai ca să fie nemuritor. Din păcate călcâiul i-a rămas afară și exact acolo a fost vulnerabil. Ei, hey, de aici vine și zicala, punctul cel mai sensibil este numit călcâiul lui Ahile. Și tot acolo în imagine este și Caron, care este un fel de lună personală a planetei Pluto și în astrologie se ocupă de potențialul nostru ascuns, ce trebuie dezvăluit și folosit. De fapt, în mitologie, Caron este luntrașul care transformă și transportă morții în lumea nevăzută. Tot legat de acest subiect, Caron conduce doar sufletele celor care sunt îngropați cum trebuie, adică cu o monedă numită obol, ce se pune lângă decedați în timpul funerariilor, pentru a avea cu ce să-l plătească pe luntraș. Deci toate acestea trei, Pluto, <coughs> Caron și Styx, au legătură cu moartea și cu renașterea a ceva din noi sau legat de noi. Mai discutăm de axa Capricorn-Rac, adică lună și soare, o poziție care ne îndrumă spre a armoniza sentimentele și emoțiile cu dorințele noastre de a reuși și funcție de dominația soarelui sau a lunii în harta voastră personală va trebui să sacrificați ceva ca să ajungeți la acest succes, adică să plătiți un preț al succesului. Ce întrebări trebuie să vă puneți voi în această zi? Păi trebuie să vă întrebați ce structuri vechi nu mai sunt valabile sau nu vă mai folosesc la momentul actual. Unde și când mi-am pierdut puterea și cum să o recapăt? Cum să-mi creez o viață care este aliniată cu valorile mele personale, cu scopurile mele și cu fericirea mea? Și dacă sunteți sinceri și vă răspundeți la aceste întrebări, o să știți și ce schimbări aveți de făcut. De asemenea, nu uitați de ritualul de lună plină. În această zi este bine să îmbrățișați pomii, să vorbiți cu ei, să le cereți sfatul. Este vorba despre împământarea aceea de care vă spuneam ca să scădați influența lui Neptun cu iluziile sale. Scrieți pe o hârtie răspunsurile la întrebările pe care vi le-am dat mai devreme. După care, Adăugați soluțiile la aceste răspunsuri. Puteți face meditații în această zi, să aprindeți lumânări. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, vă rog să țineți cont de sfatul astrelor. Știu că viața este o provocare permanentă, mai ales în dinamica de familie, dar voi primiți tot ajutorul de care aveți nevoie. Pentru că nu degeaba avem două luni pline în energie de Capricorn într-un interval atât de scurt. Și dacă vrem să trecem clasa, cum se spune, adică să obținem o diplomă de la Univers, atunci trebuie să ne luăm curaj și să finalizăm niște chestiuni mai vechi. Trebuie să încheiați niște capitole din viața voastră, care cu siguranță că vă stârnesc emoții, dar acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim fiecare. Faceți schimbarea, Dragii mei, faceți-o voi, pentru că dacă o face Pluto, este tragic. Nu păstrați pe umerii voștri niște bagaje grele și inutile, ci aruncați-le. Este un ciclu natural și cu toții trebuie să ne supunem lui. Vă pup!